Comercianții nu îndrăznesc să iasă pe tarabe cu cantități mari de cireșe de import, recunosc și ei că sunt foarte scumpe. În plus, se strică relativ ușor și în lipsa unui număr mare de cumpărători riscă să rămână o investiție nerentabilă. Sunt foarte scumpe, de aceea. De ce sunt așa de scumpe totuși pentru o lună? Păi probabil sunt la început încă și nu sunt... Și cu ploile astea le-am stricat. Nu știu. Ce faceți cu cele care rămân și se strică? Le aruncați, le dați mai ieftine? De simplu, le dau la mai ieftine, dar nu se vând nici ieftine, că nu-și permite omul. Sunt foarte scumpe, rar, foarte puține. Când credeți că se vor ieftini și voi avea un preț mai accesibil? Eu cred că în iunie. Oamenii recunosc că momentan își pun pofta în cui, deoarece nu își permit să scoată câteva sute de lei din buzunar pentru un kilogram de cireșe. Cei mai mulți dintre ei speră că le vor gusta în luna iunie, când se vor ieftini. Nu sunt române și sunt foarte scumpe. Cireșe ați cumpărat anul acesta? Cumpărat, nu. De ce nu? Păi n-am bani, de unde cireșe de 20 de lei? Cine poate să ia atâta, cu atâția bani cireșe? În comparație cu cireșele, căpșunile, al căror sezon a început deja, costă 10 lei kilogramul și toți comercianții jură că sunt proaspăt culese din grădinile lor. La același preț se vând și perele, evident, din import. Printre cele mai ieftine fructe din piață se numără merele 3,5 lei kilogramul sau portocalele 5,5 lei kilogramul. Niciun fruct nu se apropie însă de prețul cireșelor. Comercianții spun însă că acesta va scădea rapid pe măsură ce producția autohtonă se va coace.